Mehedinț Iuliu este un șantier în lucru și asta datorită implicării președintelui Consiliului Județean Mehedinț, Aladin Georgescu. Astăzi s-a turnat primul strat de asfalt în sensul giratoriu de la Vânjuleț, la intersecția drumului județean 562A, cu drumul care duce în dealul Stârmina. Infrastructura rutieră a județului Mehedinț este la standarde europene și asta datorită implicării președintelui Consiliului Județean Mehedinț, Aladin Georgescu. În aceste zile se lucrează la sensul giratoriu de la Vânjuleț, la intersecția drumului județean 562A cu drumul care duce în dealul Stârmina. La fața locului am discutat cu constructorul detaliile care ar mai fi de realizat și avem promisiunea că pe parcursul acestei veri, cele două investiții vor fi finalizate. Avem în vedere să fie bine semnalizat și bine iluminate pe timp de noapte, astfel încât să fie vizibile. Aceasta este o investiție a Consiliului Județean Mehedinți, la fel ca și sensul giratoriu de pe drumul județean 562A, la intersecția cu drumul județean 606, la punctul cunoscut drept Stejerică, unde s-a turnat primul strat de asfalt în urmă cu o lună, a declarat președintele Consiliului Județean Mehedinți, Aladin Georgescu. Cele două investiții sunt realizate din dorința creșterii gradului de siguranță rutieră în zonă, pentru că sunt intersecții importante la nivelul județului Mehedinți.